și legea 215 pe 2001, republicată, modificările și completările ulterioare, a fost convocat pentru astăzi o ședință ordinară, prin dispoziția numărul 45 din 9 martie 2018, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând doamna consilier Grigore. Și de asemenea, mandatul de consilier al autoritetului fiind încetat. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi salut prezenta dumneavoastră, salut prezenta deliberatorului, prezenta oaspetelor a invitată pe care i-am așteptat, în sens publicul i-am invitat mai des. Este prezent domnul director Cuțu de la Trotuștex. Am mai avut o discuție la sediul administrației noastre cu reprezentantul de la grup Șerban, cu domnul Nicu Șerban. Sigur, n-am uitat asta pentru criticile care m-au plătat direct. Salut prezența domnului Știnca Vasile, șeful postului de poliție statală. Mă bucur de prezența colegilor, mai mult, doamnele sunt prezente. Probabil e un mod de împrețeles între doamnele din echipa pe care o coordonez. Doamna Bibliotecă a Coșcatul este prezentă și domnul Mancea Camil, care este aproape de noi și l-a făcut și l-a figurat, este posibil să devină o persoană oficială. Este un moment deosebit, din punctul meu de vedere, pentru reuniunea noastră de astăzi. Mă gândesc la acest considerent, că a argumentat prin ordinea de zi propusă. Avem un moment de evaluare anuală. Avem o ordine interesantă prin diversitate. Și sper eu, dumneavoastră, să fiți mai în măsură ca prin concluziile formulate în timpul dezbaterilor să întrevedem acele premise favorabile, dătătoare de speranță pentru comunitatea locală, pentru asta suntem aici. Cu permisiunea dumneavoastră, o să amintesc sau reamintesc pentru cei care au luat cunoștință deja, mă gândesc la doamne și domnule consilieri, ordinea de zi pentru ședința ordinară de azi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, un consiliu local al Comunei de Dumnezeu, inițiator și semnat. La punctul al doilea, intrăm în arealul de competență al domnului viceprimar. Avem o informare privind activitatea desfășurată pe Iclavul Comunal în 2017, privind de domnul viceprimar. Punctul al treilea e aparținut la propunere, cel puțin proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de pensionat și a taxelor de gloabă pentru animale, și anul 2018, inițiator domnul viceprimar. Punctul al patrulea, un proiect de hotărâre privind aprobarea prețelor de pornire pentru licitația de vânzare masă de noastră conform APD-ului. Transmit nouă o folosire cu dus, inițiator domnul viceprimar. Aici, cred că putem lua în discuție, după cât am înțeles în ședința pe comisie, ați mai acceptat un regulament care să coordoneze valorificarea materiei noastre. Așa este, domnul viceprimar, da? Continuăm cu proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 44 din 18-10-2017 pentru aprobarea regulamentelor de organizare cu
de Tupacău, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. La punctul următor, proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizarea Bacău a orașului Comănești, inițiator, domnul viceprimar. Urmează un proiect de hotărâre privind rectificarea budgetului Oase Bacău. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind bonificarea decizia luată în Bogdănești de Tupacău pentru anul 2018. Inițiatorul s-a semnat. Urmează un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Tupacău. Inițiatorul s-a semnat. Propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru centenarul întregii țări, intitulat Bogdănești, Comună Modernă și Europeană, inițiator sustenată și Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul 11, prin translatare, devine punctul al 12-lea, prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a OAT Bogdănești, de Tupacău, pentru anul 2017, prezintă sustenată. Urmează vă spun atenție și propun să procedăm în felul următor. Să supun acolo ordinea de zi anunțată și ca un minim de eleganță pentru invitații care îi avem și care intuiește în urmă discuție pe această temă, sunt interesați mai mult de două proiecte, zic eu, și pentru că lucrează în zona managementului privat, probabil au și alte obligații la entitățile unde desfășoară activitatea. De aceea, mă gândesc să pun la vot, ordine inițială, să spunem, și anume, în primul rând, validarea mandatului de consilier local, apoi prezentarea raportului anual cu orientarea economică, socială și de mediu, și apoi proiectul centenar. Să pun la vot înainte ordine de zi anunțată în integralitate, cine este pentru. Mulțumesc pentru la vot a doua problemă anunțată, să abordăm mai întâi cele trei proiecte. Validarea mandatului de consilier, raportul privind starea economică, socială și de mediu și care zic eu interesează pe toată lumea într-o conductură onorabilă pentru noi și ca zice odată la 100 de ani. Prezentarea și dezbaterea proiectului de centenar, intitulat Bogdănești, Comună Modernă și Europeană. Cine este pentru? Mulțumesc încă o dată pentru bunăvoința dumneavoastră. Predau stafeta domnului președinte de ședință, urmează sau domnul Pușcaș. Da, păi dacă a rămas valid postul domnului Petru. Dar vă mulțumesc, domnilor și domnilor, pentru încrederea acordată. Dacă sunt obiecții la procesul verbal de ședința anterioară. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc, domnule, am invitate. Trecem la primul punct din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Anunț pe toată lumea. Fără de ala, eu intrez împreună pentru invitat. Organizația Partidului Social Democrat din comunitate a pierdut un post de consilier prin încetarea de drept a mandatului domnului P.
conformitate cu prevederile legale, e vorba de legea alegerilor locale și legea administrației publice, avem dreptul să propunem un supleant de pe lista care a participat la alegerile locale la ultimul scrutin local, de pe din 2014. Zic eu, marea majoritate îl cunoaște pe domnul Oancea Carmil. Nu, în mod normal, urma Cristi Strat, el și-a dat demisia prin postura de suplean. Următorul fiind am să dau citire proiectului de hotărâre care înseamnă două articole. La primul articol propun să se valideze mandatul de consilier local, consilier local cu revocare de facultate, domnul Oancea Carmel, supleant la alegerile locale din 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat. Și articolul al doilea, după aprobarea secretarului comunei, domnul Cel Vasile, se compune hotărârea primarului comunei Bogdănești, domnul Oancea Carmen, Partidul Social Democrat și instituției prefectului Bacău. Alte comentarii, mă rog, edificatoare, vreau de existență muslim, le dau stafeta domnului președinte de ședință. Domnilor și doamnelor consilieri, vă supun, dacă sunt luat de acord la pe acestui proiect de hotărâre. Comisia numărul 3, Comisia numărul 3, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Vă supun mai are cineva și vede... Cine este pentru validarea acestui mandat consilier? Abține cineva? Împotrivă? Nu, la nicio vede, este validat consilier. Pentru de prim. Trecem la punctul 2 de ordine a zi. Prezentarea raportului privind starea economică,
specială și de mediu o arme convenesc, pentru că mă acord pentru anul 2016. Prezintă domnul primar. Aveți ce vă doresc. Înainte de a trece la prezentarea raportului, am mare bucurie să am prezența reprezentantilor domnului Mihai Cudulac, vă rog cum a ajutat. Sunteți întreprinderi individuale și titulați la pescate, entitate economică și juridică. TRV, sunteți? Ii. Sunteți un grup de firme, de structuri. Poți, vă rog, vă prezentați. Informal am mai comunicat cu dumneavoastră și eu suntem reprezentanța administrației locale, dar mă bucur enorm că sunt prezent și am reușit într-o creștere de la o relaționare informală la una, cum spunem, formală, mai serioasă, care va aduce beneficii din anul următor. Sunteți bineveniți. Mulțumesc. Parcursul anului 2017.
Acum, ca manieră de prezentare, o să încerc să nu-l citesc decât atâta cât trebuie. Adică, cred că este util pentru noi toți un schimb de idee. Acolo le va fi nevoie pentru a convinge să citez, probabil că o să o fac. Deci, mine este un document important pentru că mă ajută în ceea ce trebuie să fac. Fiecare zi, evaluarea activității administrative. Bine, bine, poate vă întrebați dacă are vreo legătură activitatea de coordonare, activitatea administrativă cu activitatea dumneavoastră. E superflu. Chiar dacă legea nu prevede expres, fiecare dintre noi avem libertatea să ne gândim ceea ce facem, ceea ce concepem din perspectivă intelectuală. Are, într-adevăr, eu cred în asta, o foarte strânsă legătură. De aici și bucuria prezenței dumneavoastră la maniera oficială. Cu rezultatele administrației locale într-un exercițiu financiar. Nu întâmplător am spus în raport, dacă mă urmări și dreptul dumneavoastră, tot să nu faceți denunțe pe ceea ce urmăriți în raport, am scris și rămâne așa, este perspectiva ordonatorului de credit. Fără îndoială că deliberativul prezent și oricare dintre dumneavoastră poate să vină cu completări, inclusiv critice, pentru că critica mai este și necesară. Mine personal vă ajută dacă este argumentată. Deci, multe persoane, în primul rând, cei îndreptățiți de lege, invitate la fel cu accepțiunea deliberativului. De-aia eu cred că este un moment important al deliberării, pentru că ne putem contura viitorul care am trecut de la suntem într-un nou exercițiu financiar. Acum, am explicat că la orice material de analiză de raport, metodele folosite. Metodele folosite care sunt la îndemână. Pentru că la dimensionarea aparatului de execuție pe care îl coordonez, nu avem posibilitatea procesării oficiale a unor informații, a unor date, care se efectuează celor existente în primărie. Ce am găsit în primărie, evident, din acela am venit și am încercat ca această prezentare a stării economico-sociale și de mediu să surprindă ceea ce este semnificativ. N-am vrut să abund și eventual să vă deconectez de la ceea ce propun atenției dumneavoastră cu metode descriptive. Ele nu mă lipsesc. La un moment dat sunt necesare. Am mai folosit metoda comparativă și metoda analitic puncte bune, puncte slabe, așa numită metodă SWOT, denumită în literatura de specialitate. Obișnuiesc că, pentru că la experiența pe care o am, am reușit să-mi formez niște convingere, înainte de a intra propriu-zis în niște concluzii privind situația economică, situația socială, unde se regăsește, ce face administrația locală pentru economia locală, în primul rând pentru dumneavoastră, care sunteți motoarele economiei locale, cei care aduc cei mai mulți bani la bugetul local, obișnuiesc să plec de la context. De fapt,
fiecare dată încerc să găsesc ceea ce este nou pentru momentul de analiză, pentru anul de referit, atât să pornim de la un context geopolitic obligatoriu pentru noi, că nu mai suntem izolați de la un context european care poate explica de ce lucruri s-au întâmplat așa și la Bogdănești, pentru că și Bogdănești înseamnă România. Apoi am trecut pe la contextul național, în primul rând de la guvern, la modul figurativ așa. Și în contextul local. Încercăm să înțeleg și să vă pot convinge, dacă să reușesc pe dumneavoastră, de ce lucrurile au evoluat într-un fel sau altul, în special pe jurături în comunitatea noastră. Așa am remarcat că lucrurile din determinarea contextului geopolitic european cu Uniunea din care facem parte, nu s-au schimbat prea mult în ceea ce privește prezența actorilor, să spunem așa, poate s-au autorizat. Aici am găsit explicații în ceea ce s-a întâmplat în structura, în politica Uniunii Europene, care, cel puțin ca o adiere, explică și lucrurile din contextul național. Știm că a fost un Brexit, știm că încercările acestea centrifuge s-au manifestat prin Spania, prin altă parte, știm că au fost, cum să spun eu, fenomenul migrației, acte de terorism. Din fericire pentru noi, aceste lucruri nu ne-au influențat foarte mult. Țara a rămas aici unde este și oarecum încorsetată, dar o insulă de stabilitate. Țara încă mai este atractivă. Mai degrabă am găsit și m-am îngrijorat. Sper că nu este nimeni de la partid aici, cum mă ia cu elevator, dar să-mi răspundeam. Mai degrabă, cred că personal am simțit niște întârzieri, ca să le numesc exact, venite din zona incoerenței guvernamentale. O să ajung la acest moment cu mai multe amănunte, dar pentru a exemplifica cum poate contextul guvernamental și contextul politic la un moment dat să influențeze evoluția lucrurilor într-o comunitate cum este Bogdăneștiu, schimbarea celor trei guverne ne-a amânat obținerea finanțării pe proiect de apă și canalizare cu cel puțin 2 luni de zile. Și acum trebuie să facem eforturi. Am semnat contractul de finanțare și acum încerc să găsesc factori compensatori ca să recuperez timpul pe care îl puteam câștiga. Să am, de exemplu, la ora actuală proiectul tehnic și achiziția publică finalizată. Plecăm la treabă mai devreme. Cel puțin din această perspectivă, cred că putem accepta ideea că mie personal și echipe pe care o formulez în primărie, o echipă bună, pentru că suntem pe același interes, de undă, ne ajută enorm. Deci, este un moment necesar pentru noi. Sper să fie de interes și pentru dumneavoastră. Probabil că cei care au avut în managementul privat demersuri pentru accesarea de fonduri, a simțit efectele contextului național, care vin din zona birocrației excesive, de ce nu și din zona
În această situație paradoxală de energie consumată inutil, din păcate, am văzut și contextul național. Această dezvoltare a naționalismului, a neîncredere în instituțiile statului, care au fost sau pot fi foarte aproape de blocaj. Am încercat să ne stricurăm ca administrație locală printre aceste obstacole care amintesc de o probă din sporturile ele de la Telemark și am încercat să diminuăm efectele cât mai mult. Ceea ce este benefic pentru contextul economic al comunei, că avem un potențial economic în zona privată, bineînțeles, un management, eu zic, foarte bun. Și acest lucru este foarte important, atât în domeniul, să spunem, preponderent, agricultura, cu tot ceea ce înseamnă, în industria locală, în servicii și în comerț. Avem și o situație ambientală, o poziție geografică extraordinar de favorabilă, care a fost valorificată. Avem legătură directă cu spațiul european. Apoi, avem, după cum spuneam, continuitate în ceea ce face dumneavoastră și în ceea ce facem noi. Ceea ce am reușit să salvez, pentru că ar trebui să încerc scuze, poate că am fost persuasiv un pic mai târziu. Am recuperat, la un moment dat, prin discuții și întâlniri informale, am avut un minim de informații întotdeauna despre ce se întâmplă la Rotoș Tech. N-am făcut niciun denum pe tema asta. Am avut informații de la grupul Șerban. Este zona de unde primesc cea mai mare săpuneală pe zona economică, dar am timp de primit. Vă spun că am admirat ceea ce se întâmplă la grupul de firme Mihai Sudolache. Este o zonă de agricultură intensivă care completează zona cultură mare și procesare a grupului Șerban. Fapt care face să putem admite că potențialul agricol al Bogdănești este bun și ceea ce este mai interesant că este foarte bine prelucrat. La un moment dat, spuneam și vreau să evidențiez de invitatelor deliberativului și mai ales colegilor din primărie, spuneam că încerc să înțeleg eu și încerc să convinc și pe dumneavoastră că este foarte importantă legătura dintre administrația locală și ceea ce este prezentat, ceea ce face dumneavoastră. Noi consumăm bani, noi consumăm plus valoare în produsele dumneavoastră. În primul rând, primim ca urmare a activităților desfășurate în entitățile dumneavoastră, conform legislației din zona financiară, o parte importantă din impozitul pe salarii. În codificarea bugetară, impozitul pe venit. Anul trecut, de exemplu, după informațiile directe de la compartimentul de contabilitate, aproape 1 milion de lei am primit din impozitul pe venit. Mai specific, vreo 950
dacă doamna directoare financiară e dispusă să mă critique, acum este momentul. Întotdeauna am urmărit conștient fiind că este foarte important ca dumneavoastră să duceți bine, că și administrația ce prin noi, populația comunei, poate avea beneficii. Acum, aici pot să spun, la un moment dat, pot spun ce poate n-am reușit pe plan managerial în primărie, dar pot să vă spun că anul trecut, spre sfârșitul anului, am luat cea mai bună decizie posibilă cu tot riscul privind taxele și impozitele locale. Nu le-am majorat. Din potrivă, pe o anumită codificare, așa numitul impozit pentru clădirile rezidențiale, care este prevăzut de codul fiscal între un minim și un maxim, cu accepțiunea și le mulțumesc consilierilor, am trecut de la maxim la minim. La un moment dat, dar în drumul aceea, când voi îți spun că ai greșit, apoi chiar încerc să crezi că ai greșit. Era cam groază, eram în perioada de negociere a salariilor în primărie, că nu o să mai fie venit, să nu mai fie. Dar după aia, evoluția ulterioară a colectării taxelor și impozitelor mi-a dovedit că am luat o soluție foarte bună. Cred că e una dintre cele mai bune decizii pe care l-am luat ca primar al comunei. A fost salvat în fața colegilor din primărie. De ce? Pentru că odată cu transferul obligațiilor fiscale de la angajator la angajat, a crescut brutul se impozitează. Chiar în condițiile când impozitul s-a diminuat tot prin modificarea codului fiscal, de la 16% la 10%, 10% aplicat la un brut mai mare, și prin adaptarea atâta cât a avut guvernul a formulei prin care noi primim o parte din bani aceștia impozitați, noi acum obținem venituri un pic mai mari decât am impozitat cu cota maximă și la TVD. Și așa am pierdut aproape doamna contabilă, 2 miliarde sau 1 miliarde. TVD plus... Da. Am pierdut cel puțin un miliard de lei vechi, dar am câștigat mai mult pe noua formulă. De nu ne-a afectat faptul că am ajutat mediul privat. Acum, înainte de exemplu lunar, am lăsat să treacă 3 luni deja, cam 1.200.000.000. Ne intru cu regularitate. Pentru că, și nu vorbesc de persoană de față, doamne ferește, în general, acum nu se mai poate face evaziune chiar așa ușor pe zona asta, și am obținut și predictibilitate. Dacă lună de lună am obținut aproximativ aceeași sumă, deci pot să am speranță la o rectificare bugetară pozitivă undeva spre mijlocul guvernului, deci pot să angajez proiecte noi. Acum am în analiza aceasta a situației economice sociale, am trecut în raportul anunțat și pe la ceea ce nu am reușit să realizăm. De exemplu, în zona compartimentului de urbanism, avem o neîmplinire mai veche. Am reactualizat planul urbanistic pentru comunitate, dar nu reușit să numai noi. Dar, deocamdată, mi-asum răspuns și discutăm de ceea ce s-a întâmplat la urbanism. Să obțin avizul de la drumurile naționale. Aici este o problemă mai, cum
complicată, pentru că noi suntem într-o excepție când ar trebui să obținem avizul. Nu de-a dat explic de o manieră simplistă, pentru extinderea de intravilan de pe țara Unetului. Deși, conform unui reglementări de bază, celebra ordonanță 43, la un articol se spune clar, cu excepția consoanelor de drum, situate între panourile de intrare și ieșire în comună. Toată lumea care călătorește la PDP la UNE vede exact unde sunt situate aceste panouri. Deci ar trebui să fim acceptați. Am avut o intervenție la nou ministru al transportului, care este Bacoan, domnul Șova, și au recunoscut acest lucru. De când OCP-ul ne recunoaște ca fiind intravilan acolo. Numai drumurile naționale nu recunosc acest lucru. O să modifice legislația ca atare, pentru că foarte multe primării au probleme cu obținerea acestor avize la un moment dat și pierd bani pentru proiecte locale, pentru investiții. Se întâmplă, din păcate, în țara noastră. În ceea ce privește situația socială, câteva concluzii pe scurt, este cam în același tren. Am menționat un raport, evident, folosind metoda statistică, care sunt indicatorii specifici. Cu sporul natural nu stăm bine, ca toate, zic eu, entitățile rurale. Am progresat surprinzător la capitolul căsătorii. Vreo 17 am avut. Este vorbeala, un domeniu generos, zona de asistență socială, atâta timp cât ai o finanțare corespunzătoare. Vă dau un singur exemplu. Pe legea bugetului aferent la anului acesta, se spune clar că 90% sau până la 90% asistența socială, vă dau un exemplu la asistenții personale, a persoanei cu handicap, va fi finanțată de guvern. Guvernul nu prea are bani, nici pe departe. Ar trebui să punem 10% ca să finanțăm pentru asistență socială. Deci fiecare persoană aflată în dificultate să aibă pe cineva angajat cu carte de muncă să-l îngrijească, ar trebui să avem un buget alocat de vreo 10 miliarde de lei. Lucru e imposibil pentru noi, că am blocat și secțiunea de funcționare, și secțiunea de dezvoltare. Atunci, recurgem la o situație posibilă, reală. Am aprobat, acolo unde a fost cazuri mai deosebite, cu doi copii, cu handicap, așa mai departe, un mod firesc, asistenții, celălalt primesc aceeași sumă ca și asistenții, dar primesc indemnizare. Este defavorizat fără îndoială asistentul. Ceea ce privește asigurările și domnul Pașa sunt cu cei tăi. Deci, a trebuit să găsim soluții la limitări, soluții de compromis care nu onorează un stat civilizat, comunitate care, cel puțin declarativ, este solidară cu cei în dificultate, nu sunt lucruri prea grozave. Noi nu ne putem permite nici măcar să avem, poate, suficient angajați sau o perioadă de timp, am trecut prin situația asta, la acest compartiment, pentru că este foarte mult de lucru, dar fiind situația existentă în toată țara românească. Copii rămași în grijă persoanelor, ele rânsele vulnerabile, bunici și așa mai departe. Și compensăm acest lucru prin experiența, prin aplicația personalului angajat, în afară de doamna Scutarului,
care procesează majoritatea serviciilor, de la avocația de stat până la ajutorul pentru încălzire, trecând la ajutorul social și așa mai departe, diferite forme de alocații suplimentare, așa mai departe. Mai nou, prin bunăvoința din zona guvernamentală a UNICEF-ului, ambasada Norvegiei, avem doi echipieri în organigramă care își desfășoară activitatea în această zonă. Sunt foarte multe probleme în mediul familial și copiii ajung în situația pe care o vedem sau în cel mai rău caz o intuim cu violență, cu neînțelegeri, zona vulnerabilă, acumulează traume, le duc cu ei și mai târziu, când ajung adulți la maturitate și la colegiile mele interscute, se întâmplă ce se întâmplă. Este o zonă foarte sensibilă. Ca și zona de sănătate, în zona de sănătate noi nu avem probleme, situația este sub control. Nu pot permite să emit un decât de valoare în ceea ce privește calitatea actului medical, dar eu sunt convins că este bine. Treaba noastră este pe partea administrativă. Am fost atent întotdeauna. Clădirea este proprietate publică. Și am investit ca să ofere condiții corespunzătoare. Pe partea de cultură, partea spirituală, dacă vreți, lucrurile s-au desfășurat bine, tot din perspectiva administrativă. Unitățile de învățământ sunt cele din satul de reședință. Este o echipă bună și am apreciat cu toții până de la negația doamnei director Grigore Mioara, este chemată până la inspectorat în momentul de față, care suplinește multe situații în ceea ce privește implicarea. Nu vreau să dezvolt subiectul. Sunt fel de martir la ora actuală, directorul de școală, trebuie să fie și administrator și director educativ, nu este deloc o situație de invidiat. Și îl face datoria cu prestăință și pe zona aceasta publică. Am spus că suntem în rând cu lumea. Înseamnă că fac niște comentarii pe zona aceasta, pe zi spirituale. Și la manifestări de prelegire de centenarul zic eu învățat de Pioșenie legat de vatra istorică în care ne aflăm și ne-am aflat la momentul războiului pentru reîntregirea țării. Cunoașteți unii dintre dumneavoastră ne-au și aducat și pur și simplu s-au implicat direct. Nu întâmplător am propus și la momentul respectiv o să prezint și acest proiect de centenar, proiect de comunitate, că ne interesează pe toți. În partea finală a raportului, deci, de nu mă obligă, dar tocmai pentru dorința de a da coerență în momentul de diagnoză, de evaluare și ce se va întâmpla în 2018 sau pe termen mediu, de obicei vin cu niște proiecte care sunt, de fapt, niște direcții. Nu pot să fac din vacanță un raport pe o structurare care nu este neapărat obligatorie, dar o fac pentru că îmi folosesc, îmi coordonează. La un moment dat am menționat că facem în administrația locală, am dus o strategie. Avem o strategie de dezvoltare locală în care, pur și simplu, ne-a folosit. Acolo regăsim viziunea comună, cum
instalate comuna și ar fi interesant, așa, ca să vedeți cam în timp, pe scurt, cum este formulată viziunea pentru comuna Bogdăniști și pe care eu țin seama, în fel de nu de Biblie, de Evanghelie, de toate de parte. Până cam așa, viziunea pentru comuna Bogdănești înseamnă dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Bogdănești prin crearea și susținerea unui mediu economico-social competitiv. Aici suntem dumneavoastră. Stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor comune. Deci, vedeți că ocupați un loc important în atenția subsemnatului și în atenția administrației locale. Am prevăzut la una din direcțiile care se regăsește, sau dacă vreți, o obiectivă strategică din documentul pe care l-am amintit, dar și în ceea ce anul trecut am prevăzut că trebuie să facem investițiile. Am avut grijă preocuparea, asta ne-a condus la o continuitate în ceea ce privește secțiunea de dezvoltare a bugetului. Am încercat să rămânem bani pe secțiunea de întreținere, fără să cauzăm disfuncționalități, prejudicii, lucrurile au fost în ordine, dar am avut niște experimente deosebite, gen inundații și așa mai departe. Și am alocat o parte importantă pe cheltuieli, o parte importantă, un procent important din buget pentru secțiunea de dezvoltare. Atât cât a fost posibil, am trecut mai mult din veniturile proprii sau cele obținute prin legea bugetului de stat, așa multe sume de echilibrare. De aceea spuneam la un moment dat că este foarte important să avem o bună relație cu dumneavoastră, pentru că bugetul Comunei Bogdănești nu este impresionant ca învergură, dar este un buget viabil, până pe la mijloc, să spunem, și dătător de speranță. Am reușit niște investiții așteptate de comunitate și zic eu utile. Am reușit să finalizăm în primul rând proiectul în zonă de drumuri, drumul acesta de la poliție. Și încă două tronsoane. Una în zona domnului consilier Guantea, doamne Contabil, o stroabă, poate se numește, nu? Frumos, da? Și așa doamnei Lidia. Și în zona alcoolului. Și lucru foarte important pe capitolul denumit accepțiunea contabilă, alte cheltuieli de investiții, ne-am pregătit proiecte de investiții pentru anul acesta. Și pentru cel mai important proiect pentru care am obținut finanțare, proiectul pentru rețele de apă și canalizare. Am reușit până la urmă, în contextul pe care l-am mai menționat, să semnez contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. L-am aici, la un moment dat. Este așteptat de toată lumea care era uitat. Este contractul de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală între Ministerul Dezvoltării și Unitatea Teritorială Administrativă, semnătura Ministrului de Resort, Viceprim-ministru Paul Stănescu. Am reprezentat comunitatea în această relație. Are o valoare de 13.359.476. Noi contribuim cu o finanțare de vreo 3 miliarde jumate. Proiectul se numește
realizarea rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și Bocănești, comuna Bucănești, de partea 8. Asta înseamnă că lângă aceste rețele și o stație de epurare, undeva în zona Filipeștiului. Sper să fie de până acum și pentru afacerile dumneavoastră, pentru că e clar, deci toată lumea are nevoie, dumneavoastră cu puteri electrice, dar pe principiu în egală măsură și persoanei fizice, și entitățile economice au nevoie de apă și canalizare. Pentru anul acesta, bătălia principală, evident, vom duce aici, deja am lansat pe internet anunțul de evidente, este aici doamna Iflinga. În mare parte, îi mulțumesc pentru ajutorul pe care l-am obținut pe partea de achiziții publică. Trebuie să mulțumesc întregii echipe care s-a implicat. A fost o mare provocare pentru noi. Cu adevărat, și ziua și noaptea am alergat pe pavilion, inclusiv pe la Iași, după cum spuneam că ne-a trebuit un acord inițial. Mulțumesc viceprimarului, domnului Stângă, cei care au ajutat și mulțumesc, deși nu-i prezent, invită. Doamnei Grigori, familiei Grigori, care m-au ajutat să se ajung la destinat. Pentru anul acesta avem în vedere, în afară de, sper eu, începerea lucrărilor undeva măcar prin vară, cam până spre sfârșitul mandatului finalizăm, să facem proiecte, să obținem avizul la trei drumuri de interes și așteptare. Acum e clar că toată lumea așteaptă pe bună dreptate. Reasfaltăm zona de trafic, zona de acces. Este vorba de un troson de drum din cartierul Munten, peste Vale. Și, în mod firesc, drumul din deal care duce la fermă, la, mă rog, zona dumneavoastră de interes. Am avut o discuție cu domnul Dulache. Eu sper și gândesc să procedăm la un demers sincron. În momentul când dumneavoastră finalizați investiția care va fi de interes, am înțeles că este pe teritoriul comunei noastre, nu? Investiția, chiar dacă avem litigiu nederminat încă cu vechile din Bărgărești, este un litigiu de principiu, nu, doamne, care nu pune problema altfel. Dacă realizăm proiectul și obținem arbitrele undeva într-un termen de 2 ani, sper să nu fie nevoie să alterați, să realizăm și execuția. Deci în momentul când dumneavoastră o să fiți pe gata, să realizăm un sincron fericit. Pentru turism, suntem interesați și din perspectiva înfrățirii cu o comunitate din Franța. Ei cu acestea că a fost un amplasament extraordinar, sunteți ca în Romano la răspunde de vânduri acolo. Și vor fi interesați și ei. Mulțumesc, doamnei doctor, că este prezent, am trecut și pe la dispensare și direct așa mai departe. Felicitări pentru ceea ce fac. Rămânem, cum să spun eu, branșați de idei spun acest lucru din convingere că o să cooperăm evident de zona administrativă. Pe zona medicală la medicină la primării după reclamă. Deocamdată, atât. Pentru că nu am atins prea mult, am înțeles măcar de explicat atât față de colaboratorii din Consiliu, dar în primul rând pentru dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere, împreună cu cei care m-au votat
nu este necesar, pur și simplu. Domnul director, sper să nu regretați. Știu că avem domnul primar, ați încheiat prezentarea. Noi vă mulțumim atât pentru întocmirea acestui raport, cât și pentru prezentarea lui. Dacă dintre domnii consilieri au ceva de... Da. Dacă nu, dintre domnii și doamnele invitați. Noi, într-adevăr, în început de an cu vești bune, prima o resimțim chiar cu taxele. Am fost foarte încântați când am aflat de dânsa. Vă mulțumim chiar pentru inițiativa pe care ați avut-o. La fel de bucurătoare este știrea aceasta pe care ați adus-o acum cu semnarea contractului de finanțare pentru instalațiile astea de alimentare cu apă și canalizare. Noi ne luptăm de an bun. Încercăm să rezolvăm și avem probleme de partea de sănătate. Am încercat și, după cum știți, încercăm să furnizăm apă și școlile. Avem, simțim așa o responsabilitate în spate și ne bucurăm că ne preia cineva problema asta. Chiar ne gândeam că trebuie să ne refacem și noi. Făceam niște calcule, vreau să reinvestim, să modificăm partea asta de alimentare cu apă, pentru că s-ar părea că sunt niște probleme acolo în zonă. Noi acum încercăm să rezolvăm problema. Dar dumneavoastră venind din spate ne ajută foarte mult. Același lucru cu partea asta de canalizare, care e iarăși o chestie nemaipomenită, care nu numai pe noi, sunt convins și comunitatea locală o să beneficieze și e un ajutor foarte mare. Eu vă felicit pentru ceea ce ați realizat și ceea ce faceți pentru comunitate și pentru noi. Vă rugămii de a fi, dacă mai aveți în vedere și au respectat așa o colaborare și pe zona socială. Noi am mai discutat informal atâta. E o rugămii ca să respectați în contextul ăsta. Nu neapărat pe termen scurt. Mulțumesc. Invitațiilor care vrem din deal, care într-o zonă foarte frumoasă, să transmiteți. Mă rog, dealul care vă coordonează, că avem maximă disponibilitate, mă rog, mai aveți funcție telefonică. Domnul președinte, cred că și domnul Ințincă, are o parte din material privind. Fac niște comentarii. Suntem de ordinea publică. Da, aveți un mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru invitație. În al doilea rând, am prezentat domnului primar Baian cu o informare din care vă dau și câteva aspecte care v-ar interesa. În primul rând, postul de poliție este încadrat trei funcții, dintre care una deși a depus două de ajutori. Una este momentan liberă. În anul 2017, pe raza Comunei Bogdănești, au fost comise mai multe fapte penale, în număr de 52, dintre care 48 cu autori cunoscuți și 4 cu autori cunoscuți. În prezent ar mai fi în lucru 10 dosare, 10 lucrări penale, dintre care 9 cu autori cunoscuți și 1 cu autori necunoscuți. Și aș menționa, privind infracționalitatea, este că, la nivelul comunei, datorită consumului de alcool în general, se permite aceste fapte. Și se poate observa că a crescut infracționalitatea în rândul familiei, care anul acesta guvernul și toate forurile superioare
fie convăzută și în sensul ăsta vrea să se facă o... să se modifice legile privind reprezența în familie. La nivelul postului de direcție au fost aplicate cetățenilor care au călcat legile, un număr de 100 de contravenții, dintre care marea majoritate sunt la legea 61, ceea ce se vede că totuși ordinea și niște publică este cea care este încălcată în Comuna Udănești. Această stare contravențională și infracțională este dată în general de consumul de alcool și după care și starea materială generată de lipsa lucrurilor de muncă, pe raza cu oamenii. Iar starea infracțională față de anii anteriori este în scădere, în special pe cele de furturi de locuințe și de animale. Aș vrea să supun atenției primăriei și conducerii și Consiliul Local. În limita posibilității, dacă există șanse și buget, am vrea, dacă la propunerea noastră, să poate fi asigurat că două camere tăi de la vedere în punctele cheie din viața comunii, că ar fi benefici și pentru noi și pentru dumneavoastră și pentru cetățeni, mai ales că comunile din jur toate sunt asigurate că au camere de la vedere ambazate în locurile cheie. Dacă există posibilitate și se poate să pune atenție dumneavoastră, ar fi perfect și cetățenii. Mai iertat, ne-am trebuit o estimare valorică pentru că avem niște priorități care se impune la tine, avem cofinanțarea pentru proiecte tremate, dar intuiesc că n-am costat așa mult. Rog pe domnul viceprimar să rămână în contact cu dumneavoastră. Noi avem la primărie, la școală, mai avem, dar într-adevăr, în anumite puncte obligatorii de trecere, cum se numește în strategia specifică, o să încercăm să contribuim și noi la obligația, la care mă obligă legea, în primul rând. Da, investiția n-ar fi extraordinar de mare, dar puteam avea legătura cu comunele pe Nucuiesc, cu Bătăreșul, care totuși... Pentru că lucrurile sunt mai complicate în momentul când apelăm la cei de la Euron. Circulotele circulor, deocamdată, imediat, cum să spun eu, personalitatea lor evoluează într-o creștere exagerată, să spunem. În momentul când ne putem agăța de un edificiu public care este în administrarea noastră, lucrurile sunt mai ușoare. În sensul ăsta, rog și pe domnul viceprimar, împreună cu dumneavoastră, ca să identificați niște posibilități reale, mai puțin coste situația. Și ține de noi, vă sprijinim. Cam atât, vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt lucruri la cuvânt. Deci, la următorul punct din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru centenarul întregirii țării. Da. Dumnezeu, Comuna Modernă și Europeană. Inițiatorul domnului. Mulțumesc. Aici nu o să vă mântesc așa de mult, dar am zis că este important și pentru dumneavoastră să sunteți invitați, să veniți de la muncă și trebuie să mergeți înapoi la muncă, cu multe grijă noi care probabil să mergeți mai de la față. Să gândim ceva împreună. Acum, e la modă. Din păcate, noi nu trebuie să evoluăm în țara asta și bată de trend, și bată de modă. Eu am gândit ceva care pot să
Se vorbește în mass media, până la cele mai mari nivele, la discuri ale politicii românești, că nu avem proiect de țară. Pentru noi, țara începe aici. Am fost în rând cu lumea când am comemorat 100 de ani de la jertfa cea de neînchipuit aproape din primul război mondial. Evident, reîntregirea țării presupune un act de unitate, de reunire. Aici iar lucrurile sunt discutabile. Analizuri istorice care ne obligă să acceptăm și ideea. Nu se pot previne evenimentelor maghiare să aniverseze odată cu noi forirea statului național unitar român. Asta este. Trebuie să ne respectăm. Și trebuie să ca să ne respectăm pe noi, trebuie să respectăm pe altul. Asta mai departe. M-am gândit ca un proiect care obligă pe toată lumea, în primul rând administrația, din următoarea perspectivă, toți suntem români, indiferent de ei și așa mai departe. Personal, eu nu cred în mișcările astea naționaliste și Dumnezeu să ne ferească de exacerbarea manifestării ca atare. Nu cred că unii sunt buni și alții sunt răi în țara asta. Am trăit și în rândul ierniilor. Am trăit și alături de țigane de la Corș, aveam cândva în genere de prieteni. Dar cred că trebuie să avem identitatea locală. Asta cred că îmi simt cu toți. Culmea e că, personal, nu prea știm cum o să arate identitatea asta. Pentru că lucrurile sunt destul de complicate. Toți credem că dacă mai încercăm să reînviem trecutul, imposibil. Avem un modeu aici al comunității. Nu poți să te cramponezi de trecut. Poți să înveți de la trecut. Dar este normal să avem o identitate. Să avem o identitate pe același trend la urmă. A nu face nimic la centenare, când este o ocazie istorică și avem niște obligații care vin de la sacrificiul generației de la reîntregirea țării, inclusiv a celor care au fost din Bogdănești, i-avem marcat în cimitirul de localitate. Asta nu ne-a scuzat. Evoluția de la o extremă la alta nu aduce beneficii în niciun caz. Eu am intitulat acest proiect pur și simplu Bogdănești, comună modernă și europeană. Am reprezint, să spunem, un film istoriei Voievoitudului. Și am ajuns la concluzia că generația de la începutul secolului al 20-lea, sfârșitul secolului al 19-lea, tot secolului al 20-lea, care a fost marcată de niște personalități și la noi, și la Voievoitud, și la Târgu Turnu, și la Unei, și așa mai departe, a fost generația care s-a asemnată lupta pentru emanciparea comunităților, pentru emanciparea categoriilor sociale specifice mediului rural, țărănimea. Atunci s-a înființat în jurul anului 1988, opta rurală de la Bogdănești, eficată de modernitie, și țărănimea a fost emancipată.
natural. Știința de carte a pătrâns pe valea Oricutului, ca după liberă Cucuza mea ne amintim, instituția educațională de bază s-a afirmat, s-a consolidat, școala din Bogdanești în 1909. Cei care au coordonat această mișcare de emancipare națională formidabilă, au fost intelectualii locului, au fost învățătorilor, care erau învățători, pur și simplu, au făcut politică. Cu tot mai mult avem această obligație de a nu merge acasă, în ghilimele, pur și simplu, să ne simțim bine, sau să ieșim la un grătar, numai atâta de 1 decembrie, n-ar fi scuzabil, pur și simplu, să facem ceva. Spuneam că tot mai mult cu cât cei care au coordonat lupta de emancipare, mă rog, mișcarea de emancipare, de fapt i-au dat niște martiri. Nevasta învățătorului Nicolae Matei a fost omorât în primul război mondial, are un mormânt în curtea bisericii, aproape de trotul subtec, domnul director. Și eu m-am aplicat asupra ei târziu. De mai departe, el a murit nu târziu, celălalt învățător, Vasiliu, care era sub un an de zi, era adversar politic, de mai departe, a fost, pur și simplu, scos din munca lui de viață. Acolo era locuința lui, care a ajuns în patrimoniul societății, totuși de în baza ordine de drept, era ceva. Și a murit undeva pe la Târgu Ocna, târziu a fost adus aici. Și din această perspectivă avem obligația locului. De ce m-am gândit? Bineînțeles că cele mai teribile critici le-am primit de la cei mai apropiați în familie. Iar faci ca pe timpul Ceaușescu, iar să nu mai departe. A fost o opinie care trebuie respectată, probabil și cei care sunt de față și o să trebuie să supoteze acest lucru să zic pur și simplu ca o să iese în evidență. Am proiectat de mai empirică, să mă dau mare de departe. De obicei, ca și dumneavoastră, am cer să fac și ceea ce simt. Nu mă obliga nimeni să propun urma de la proiect de hotărâre. Îi dau o citire pentru a putea fi supus de liberare. Am spus cum se numește proiectul, Bogdănescu fără modelă tipologană. La primul articol, având în vedere centenarul reîntregirii țării, am spus că eu nu cred că nu folosesc sintagma numirii. Reîntregirii țării administrate cu unei Bogdănescu Bacău se angajează să edifice o comunitate modernă conform aspirației strămoșilor, generații prezente și viitoare. La al doilea articol, dezideratul formulat la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre va avea ca fundamentare teoretică strategia de dezvoltare locală actualizată, având în vedere principiile unei administrații moderne. Și cred că asta este foarte important, fraza asta. Transparența, autonomie locală și parteneriatul public-privat, atât în politica fiscală, cât și în actul decizional strategic. Nu întâmplător, invitații care reprezentați entitățile, spuneam, care virează bani sau sănătate publică, nu întâmplător, cred că viitorul comunității și evoluția pozitivă va sta în acest parteneriat public-privat. Eu am gândit aceasta, evident, după atâta experiență și nu vă ascund ideea de a-l obliga pe următorul primar sau următorul primar locală, odată ce devine document programatic, să țin în seama. Cum văd eu, pe scurt, așa, aplicarea acestor principii? Întrebăm principiul de parteneriat. Pot să propun mai târziu, la momentul, trebuie perioada de reflecție împreună cu
aibă obligatoriu o consultare cu partenerii economici. Evident, consultare care poate duce la ceva potrivit, se putea să fie aparține procuratorului. Asta nu înseamnă că iau de pe un caz de reglare. Dar poate, poate fi ajutat, poate, poate, poate învăța. Eu, dacă am fost ridicat, spuneam de prietenul meu, Nicu Șerban, că nu prea e în ordine cu date împotrivit, nu s-a întâmplat nimic. Am avut de învățat, am reflectat, am adus la concluzia că este timpul să slăbesc cureaua după ce am ținut procentul major. Am realizat că investiții de utilizată și pentru dumneavoastră, dar am adus la concluzia că trebuie să încerc acum. O să las taxa pentru impozite pentru plătirile nerezidențiale la amenerii. Pur și simplu, m-a rugat genul acesta de discuții și din atenția dorim oricum i-am spune, îi spune în consiliu consultativ, un altă, asta nu este, nu este obligatoriu să se facă. Dar este bine să se facă. Până la urmă, decizia o iau cei care au conform legii, propunerea rămâne tot la ordonatorul de credit și așa mai departe. Putem identifica și alte direcții de utilitate pentru modernizare. N-am tu decizional strategic. Dacă ordonatorul de credit, o comisie economică, Consiliul Local se întâlnește cu dumneavoastră care a plusat bani la buget, putem stabili împreună. Dom'le, părerea mea că prioritățile trebuie să fie așa, așa și așa. Tot din discuție și pro și contra, de exemplu, și eu am adus la concluzia că este bine pentru comunitate să debranșăm la un drum asfaltat și cu entitățile economice din deal. Acolo comuna va avea de câștigat. Dacă o să trece la o activitate practic propriu-zis și angajat personal, exact cum spuneam, din impozitul pe salarii, administrația locală va avea beneficii. Pe zona dumneavoastră, foarte bine, de exemplu, comunitatea locală poate profita să identifice proiecte sociale. De-aia eu cred în așa ceva. Pentru că comuna Bucăriei, din punct de vedere administrativă, este defavorizată. Noi nu avem alte ajutoare oferite entităților economice. Nu avem domeniul public. Din păcate. Noi nu avem domeniul public nici pentru parcare. De exemplu, mă chinui să intrăm în posesia terenului de lângă școală, domnul director, ca să edificăm o parcare pentru oameni care merg la biserică. La Paști, merg prin curtea bisericii, sunt frații mei creștini și ai dumneavoastră, care ar fi tare să merg cu mașina până la ușa alta. Aveți ideea preotul în afară și după aia ce l-ați dea la o parte. Prerușine mea și eu am ajuns uneori așa dus de către un prieten la biserică, tot așa, am coborât din mașină până în fața ușii, până mai departe. Aici văd o zonă de colaborare și așa mai departe. Deci, toate această relaționare care va condiționa rezultatele administrației locale, eu zic că o putem face prin acest proiect. Ne mai dorim și în cadrul informal lucrurile curg, dacă ai bunăvoință, ca să oficializăm aceste relații cu beneficii pentru comunitate. Atât. Mulțumesc. Și eu să vă mulțumim, domnul primar. Comisia se specială de coordonare pentru prezentarea raportului de realizare. În cadrul acestui important eveniment se produce la nivel național, și anume centenarul Înfugirii Neamului, și comunitatea noastră și-a propus să marcheze acest important eveniment la anumite parteneriate și activități, atât la nivelul instituțiilor pe raza Comunei Românești, cât și cu societățile comerciale, cu părinții elevilor, cu întreaga comunitate. Așa, de aceea, Comisia numărul 2 a votat favorabil acest proiect și sperăm să putem
desfășură. Mulțumesc. Da, vă mulțumim. În scriere la copul, dacă sunt pe baza acestui proiect de hotărâre. Dacă nu vă spun pe aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Domnule consilier, solicitați o mică pauză să... Da, da, asta vreau să vă rog. Da, da. Cine este pentru ca să luăm o mică pauză? Dar ăsta era fiind un minut, dar toate pe care am făcut, pe care e comutat pe jos, sau alte trebuie. Eu vă mulțumesc mult ca prevenție. Sper să ne mai întâlnim. Bine, dar acum ai domnul... Trecem la ordinea propriu-zise. La punctul 2 avem informare privind activitatea de părșunat desfășurată pe Istatul Comunal în anul 2017. Prezintă domnul viceprimar. Da. Doamnelor și domnilor consilieri. Informare care a avut-o în total 2017. Informare cu privire la activitatea de părșunat pe Istatul Comunii Bocnești de Subatou anul 2017. Doamnelor și domnilor consilieri, conform dispoziției primarului Comunei Bogdănești, de Zubatou, activitatea de pășunat de pe Estadul Comunal, din punctul Bulzi-Șhută, se află sub coordonarea viceprimarului Comunei Bogdănești. Având în vedere prevederile articolului 9, alineat 1 și 2, din mod G34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea parcurilor permanente, modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18/91, articolul 6, alinea 7, din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OG34/2013 și ordinul numărul 227/2013 din 28 martie, 22 mai 2003 pentru aprobarea strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire și exploatarea pașilor la nivel național. Pe termen mediu și lung, cu modificare și completările ulterioare, au fost încheiate două contracte de închiriere. Suprafața de 42,75 hectare, așa cum se știe și din informarea anterioară, prin contractul cu numărul 1041 din 27.03.2013, au fost încheiate către mititerul Cătălin Constantin, iar suprafața de 19,79 hectare, prin contractul 1040 din 27.03.2013, către mititerul Ion. Cele două contracte au fost încheiate conform prevederile legale pe o durată de 10 ani, a căror valabilitate este până la data de 27.03.2020. Fac precizare că la data încheierii acestei două contracte, nu au fost alte solicitări referitoare la încheierea pășunii de către alții cetățeni din comună sau din comunele din Dumnezeu. Pentru anul 2017, pentru cele două contracte s-au încasat următoarele sume. De la mititerul Gheorghe, 547 lei reprezentând impozit teren, 1566 lei reprezentând taxa de pășunat. De la mititerul Cătălin Constantin, 1014 lei, reprezentând impozitul pe teren, 2973 lei, reprezentând taxa de pășunat. Pentru anul 2017, efectivul de animale a celor doi contractați de pășune au fost mititerul Cătălin Constantin, 530 oi, 170 capre, 16 porci, 5 vaci și 2 cani. Mititierul George, 400 de oi, 50 de capre, 25 porci, 6 vaci. În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de igienizare, au fost efectuate curățirea și defrișarea conform normelor de numărul de animale declarate și consemnate în procesele verbale de numărătoare a animalelor. Pentru diferența de încărcare UVM, unitate de vită mare, pe hectar, cei doi au încheiat contracte de arendă cu diversi cetățeni sau au cumpărat diverse terenuri în zonă. Și în acest an, ca și în anul trecut, se va încheia procese verbale de numărare a efectivelor de animale și se vor impune la plata efectivelor existente la momentul încheierii acestor și plata impozitelor pe teren. În ceea ce privește suprafața
împădurită de 148,30 hectare, până în luna octombrie 2017 a fost pază și administrare, dată în pază și administrare, la Ocolul Silvic Mecaș. Din data de 10-10-2017, prin contractul 12.695, chiar cu Direcția Silvică Macău, a fost transferat spre pază către Ocolul Silvic Coituz. Pentru lunile octombrie-decembrie 2017, către Ocolul Silvic Coituz au fost plătiți suma de 1.976,02 lei. Pentru perioada în care au avut contract cu Ocolul Silvic Mecașe, până în luna octombrie s-a încheiat către această sumă de 5.421,02 lei. Suma ce reprezintă paza și diferitele lucrări de executat. În anul 2017 nu au fost exploatate nicio cantitate de lemn. Pentru anul acesta s-a încheiat deja două proiecte de hotărâre, unul pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Bogdănești, și unul pentru aprobarea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Bogdănești. În anul 2018 s-a stabilit prețurile de pornire a licitației pentru masa lemnoasă ce poate fi exploatată conform APV numărul 1053, transmis prin adresa numărul 723 din 14-2018 a Ocolului Silvic Coituz. Și pentru acestea voi lua toate măsurile pentru ca activitatea de pășunat să se desfășoare în condițiile impuse de lege, atât în ceea ce privește activitatea de pășunat, cât și activitatea de curățire a pășunii. Se va urmări lucrările de igienizare și întreținere ce trebuie să efectuate pe pășune comunale și pe partea de pășunat în păduri. Vom asigura prezenta de ori de câte ori vom fi solicitați de către Ocolul Silvic Coituz pentru marcare sau pentru alte activități ce vor avea loc împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic. Vă mulțumesc! Să ne vă mulțumesc, domnul Vicent. Dacă sunt aprecieri, comentarii, vă rog. Aveți cuvântul, domnul păstorul Lauzi. Da. Am urmărit materialul prezentat de domnul viceprimar. Și așa cum este prezentat materialul, rezultă că cei doi contractanți se retrăsese la Consiliul Local pentru anul trecut. De ce spun asta? Deci, Vitelul Cătălin a achitat suma de 2.973 de lei. În material se spune că are 530 de oi, 170 de capre, 16 porci, 5 vaci, 2 cai. Cum s-a hotărât în hotărâre de anul trecut, dacă mulțim 530 de oi cu 5 lei, vine 2650, 170 de capre cu 5 lei, 850 de lei, 16 porci cu 10 lei, 160 de lei, 5 vaci cu 12 lei, 60 de lei, 2 cai cu 12 lei, 24 lei. Deci, total, 3744. Dumnealui a achitat deja 2973. Este o diferență de achitare. La fel și pentru etelul Gheorghe, da? 400 oi cu 5 lei, 2000 de lei, 50 de capre cu 5, 250 de lei, deci 2572. Și dânsul a achitat 1566. Deci nu au diferență de achitare. La urmă, domnule. Așa. Una. Al doilea aspect, care nu-l înțeleg. Dumneavoastră să spuneți aici că din data de 10-2017, Direcția Silvică a dat de la Mănăstirea Cașă la Ocolul Silvic Coituz. Eu personal, până azi, n-am știut de lucrul ăsta. Nu credeți că ar fi fost bine într-o ședință de Consiliul Local să fie informat și Consiliul Local de treaba asta? Deci eu nu am știut de treaba asta până astăzi. Da. Atât am. Da, mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai dorește face o observație de sentiment mai importantă a secțiunea domnului Vlad. Voi contractul cu prestări servicii administrare, cum se numește? Cu cine l-am avut? La Metropol Servic. Apropo de transferul ăsta de administrare sau prestări servicii. Noi l-am făcut cu Ocolul Silvic Mănăstirea Cașă, direct. Nu.
Ia uitați-vă, frate, cu direcția silvică, cu direcția silvică, avem contractul care se realizează primul într-un ocol sau altul. Domnul primar, nu am nici împotriva nici omul ăla. Nu ar fi fost bine să știm și noi de lucrul ăsta, că s-a dus la un ocol, altul sau... Normal, dar... Cu asta mare care... Dar cum par punctat de asta aflați, pentru că contractul e cu direcția silvică, direcția silvică e forul tutelar. Și pentru urmărirea ta, și pentru... La un moment dat noi am avut aceste probleme, deci n-am fost mulțumit de felul cum a decurs administrarea prin ocolul Mănăstirea Carmen. Dar atunci că direcția ce e plătit. Domnule, dacă nu vă înțelegeți, facem deci, contractul tot cu direcția servică, dar prin ocolul Voitud. Vreau să spun eu pentru mine mai bine cu Voitud. Voitudul e un ocol mai conminte, ca să nu dezvolte acolo plăiați, parcă și domnul Nata trebuie. Da, domnul primar, dar... La Voitud, plăiați, am plăiați. M-a venit logeul ăla atunci, când a fost Fulgea, dar privem că am plasament să treacă toate pădurile care au fost dinainte când s-a făcut. Da, așa cum spuneam. Aici, cum să spun eu, domnul Vice Primar știe mai bine, dar... Ei au trimis o adresă în care trebuia să fie obligatorie. E listra, că cel mai aproape e... Eu atunci, da, a dat dispoziția. O porție, da. Eu vă dau un exemplu de nemulțumire. La un moment dat, acolo, Mănăstirea Carmen, vrea cu orice preț ca să fim de acord cu descărcarea de gestiune pentru o anumită suprafață de pădure. Da? Bine, și în contextul legilor fondului funcțial, care nu mi-a putut demonstra legal. Eu mă încărcam cu pădurea aia, care era cum era, tăiată sau netăiată, aici nu pot să dezvolt prea mult, că n-am făcut la fața locului. Dar în momentul când vezi atâta persoasiune, fără să te convine, e clar că îți pui problema dacă lucrurile sunt în ordine sau nu. Asta e un exemplu. Nu mai comentez. Da. Nu mai trebuie multe probleme așa. Păi, are ceva de la urmă? Nu? Domnul consilier Vlad, totuși n-ați fost atent în a citit, poate a citit mai bărbuit. Pentru diferența de încărcătură unitate de vită mare pe hectare, cei doi au închiriat și au contractat terenul în arenă a diversi cetățeni. Sau l-au cumpărat. De-aia ei ce au peste, pentru ce au închiriat și au cumpărat terenul. Adică... O, limba asta nu mai cunoaște foarte mult și chiar. Dacă vreau să spuneți că au atâtea voie. Păi au atâtea voie. Păi au atâtea animale. Păi vreau să treceți aici, numai că despre teritoriul nostru. Da. Eu de unde știu că ce, din astea 530 de voi, 60 mănânc la noi, 30 la noi, nu, domnul, era de contract. Încheiat. Stai, nu vă aprind. Pentru că nu vă aprind, dar totdeauna aveți dreptate și nu aveți dreptate. Am scris acolo, uitați-vă și dumneavoastră. Aveți sănăsa. Pentru diferența de încărcătură unitate vită mare pe hectare, cei doi au încheiat contracte de arendă cu diversi cetățeni, s-au cumpărat diverse terenuri în zonă. Ceea ce și eu am dat în chirie. Până la prima contrare, domnul Vlad are dreptate cu părere. Eu n-am treabă, am treabă cu legea, n-am treabă cu principii. Putem greși, dar în același timp suntem obligați să ne corectăm. În mod normal, există un document după care se poate face calculul obligațiilor financiare. Care e documentul ăsta? Ia de mine. Ce am când mergem să facem... Da. Când o să trecem la punctul următor, vă explic cum e corect și cum e legal. Păi corect tot vrem asta, uite.
La punctul următor o să vă explic. Nu înțeleg, da, trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de pășunat și a taxelor de gloabă pentru animale de 2018. Domnul viceprimar, aveți cuvântul. Da. Dumneavoastră ați avut proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de pășunat și a taxelor de gloabă pentru animale pe anul 2018. La articolul 1, începând cu data de 1 mai 2018, să se învoiască animale pe stazul comunal din punctul Hută Burzi, după cum urmează. 1. Bovine și cavaline adulte, 14 litri de carne. 2. Tineret bovine și cavaline, 10 litri. 3. Bovine și caprine adulte, 6 litri. 4. Tineret bovine și caprine, 5 litri. Porci, 12. La articolul 2. Contribuția anuală va fi efectuată de fiecare crescător de animale în parte pe tot parcursul anului, după cum urmează. 1. 2 zile pentru fiecare bovină sau cavalină adultă. 2. 1 zi pentru fiecare tineret bovină sau cavalină. 3. 1 zi pentru fiecare 10 ovine sau caprine. Pentru fiecare zi de muncă neefectuată, proprietarul de animale va plăti suma de 60 de lei. Articolul 3. Până la data de 1.5.2018, să se ia măsuri de încheiere a contractelor de pășunat cu crescătorii de animale, repartizarea suprafețelor de pășunat pentru fiecare beneficiar și încasarea de paritatea taxelor și de pășunat. Articolul 4. Proprietarii de animale găsite pe pășunile comunale să fie obligați la plata daunelor provocate de animale și a taxelor de gloabă, dacă nu au contracte de pășunat, după cum urmează. 1. Bovine și cavaline adulte, 20 de lei. 2. Tineret bovine și cavaline, 15 lei. 3. Bovine și caprine adulte, 15 lei. 4. Tineret bovine și caprine, 10 lei. 5. Porci, 30 de lei. La articolul 5. Cu data intrării în vigoare a hotărârii să se abroge hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdăreș, Județul Bacău, numărul 15 din 8.3.2017. 6. Hotărârea să fie adusă la cunoștință, publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bogdăreș și alte locuri publice. 7. După aprobarea domnului Corect Iori, viceprimarul Comunei Bogdăreș, se ducă la îndeplinirea hotărârii. 8. După aprobarea secretarului Comunei domnului Gheorghe Vasile, să comunice hotărârea primarului Comunei Bogdăreș, domnule Grigore Gheorghe, viceprimar și instituție prefectului județul Bacău. Avem avizul domnului secretar, expunerea de motive, referatul domnului Gheorghe, raportul de avizare a Comisiei Comisie numărul 1. Eu vă mulțumesc. Da, și mai mulțumesc. Doamnul și domnule consilieri, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a luat aviz favorabil. Vă rog. Voi la cuvânt? Domnul consilier, vă rog. Da, așa cum a spus mai înainte la domnul, am menționat cu Costă și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani, oricum, o să zic și anul ăsta, nu mă văd de nimic. Problema asta cu numărarea oilor este o cutumă mai veche, când izlazul comunal, pe izlazul comunal, se ducea mai mulți cetățeni din raza comunei și făcea stânga. Treaba să le regresc, ăla, ăla, se ducea comisii la primărie, număra fiecare oile, și așa. Dar din momentul când Consiliul Local încheie contracte distincte cu două persoane, pe o anumită perioadă de timp, celălalt din comune nu procedează așa, să te duci și numerul ei. Ai făcut contract, ai 62 de hectare, ai stabilit o sumă pe hectar și nu mai e problemă, nu mai e problema noastră. Că are 5 oi, care 10, 4 la noi, 3 la vecini. Din cauza asta se dă naștere la discuție. Păi dacă faci un act adițional la contractul ăsta, este legal, toate contractele au acte adiționale, corecturi. Și faci un act adițional, se stabilește o sumă pe hectar din chiria și nu mai avem discuții, că s-au dus 5, băi, s-au dus 4,
că 5 cai, nu, cu păstă, tot. Da. Asta am vrut să explic. Deci, corect ar fi să facem un act adițional la contractul ăsta și să stabilim un preț per hectar. Și nu ar mai fi probleme. Plătește hectar, sănătate dar și mă rog. Atât am avut. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre prin stabilirea taxelor de pășunat și a taxelor de groază pentru animale ca în zonă de oriși. Păi, vedeți unii spectacole. Păi, taxe, nu despre... Da, exact. Taxa e una și contractul e... Contractul este făcut. Domnul primar. Să nu trebuie mai peste casă, nu? Păi eu ce spuneam că... Dacă este fi 10 ani și nu pot umbla la ea. Pot umbla la ea. Nu putem umbla la contract. Păi noi am contractat o suprafață de teren, nu? Noi, hai să vedem la comunul Iisus, hai să vedem la comunul acasă. La fel, au 30 de hectare într-un punct, locul contractat la o anumită perioadă. Păi da, pe suprafața asta de 62 de hectare, cei care l-au luat, îi ia subvenție. Nu? Asta, păi de-aia l-am și contractat. Păi, vedeți? Noi nu puteam, legea spune că legislator, el se contractează pe o durată de 10 ani ca să-și poată rezolva omul probleme. Așa. Da. Nu poți să-i dau pe jumătate. Sunt lucrurile care îmi obligă la durata asta, mi-ar fost a funcționat. Legea spune foarte clar, la, de la, o, este ordine, la 10 ani. Este ordinul da. Care este prevăzută preambul. Hotărâre, proiectului de hotărâre. Da, este articolul 9 din ordonanța de urgență a Guvernului 34/2013, care spune că închirierea nu se poate face pentru o perioadă mai mică de 10 ani. Ca el să poate să-și facă, să-și aminaje. Problema se purta asta de... Pentru că respectivul poate să duci țara de 22 sau poate de acolo. Sau să luăm de la apea în cărcătura pe evitare. Aici sunt de acord. Sau să luăm de la apea aici sunt de acord, pentru că trebuie evidențiat foarte clar câte oi sunt și pășunează pe izlatul comunal. Și noi pentru ăla încasăm impozite sau taxe pentru ăla. Dar dacă am procedat așa, să nu fie mai dat la menea. Dacă am procedat așa, după normele acoperite, ar trebui să procedăm banii înapoi. Pentru că asta vă face spune clar, ce încărcătura are la hectare, atât în cadrul oilor, cât și al vitelor mari și așa. Da, și la între 8 și 12 de hectare. Acolo, să spune de hectare, calitatea pășunii este la personalitate. E altceva, pentru că aici, practic, e o zonă de împătrânire, că așa mai departe. Trebuie făcută diferența între oile care pășunează pe pășunea noastră și care pășunează pe celelalte pășuni cumpărate sau închiriate. Hotărâți-vă într-un fel. Dar ca să dacă vreți să facem o zonă. O singură... Sunteți pe drumul cel bun. O singură aspect mai trebuie luat în considerare. Să se facă numărătoarea la intrare. Pentru că le puteți face mai târziu și să nu fie prea târziu. Dar alte pot. E un criteriu, încărcătura pe unitatea de suprafață și atunci el normal ar trebui să plătească pentru ceea ce prevede regula de exploatare a pășunii, atâta încărcătură oi sau obiecte mari la hectare și restul rezultă că le pășunează pe terenul lui. Domnul primar, la 60 de hectare sunt 600 de oi. El trebuie să plătească la primărie pentru 600 de oi, cât de încărcătoră pe animal. Restul, pe paște, pe terenul proprietate personale, care sunt cumpărate și care sunt, el s-a îngrijit de fiecare dată să-și facă contract cu cetățeanul care l-a luat în arendă, din cauza că pe suprafața de teren care a pus concesiunea contractul cu el, primește bani de la arăt. Păi, domnul viceprimar, cine v-a oprit ca dumneavoastră la acolo? Ați scris ca să știm și noi. Da, conform APIA, pe 60 de hectare, trebuia să fie atât. Și pentru asta am bani. Nu mai tot. Nu era de păi,
mare înapoi. Să se respectă încărcătura la hectar sau nu, din luat la grămadă, dar pe de altă parte, el poate contesta actul ăsta de impunere la plată. Dom'le, victimă impunere la plată pentru 600 de oi, dacă nu mă acotec, îți spune că trebuie să-mi dai suprafața pentru 600 de oi și nu ai. Eu aici văd de interesantă discuția și declarificat. Care ai pus în voie să dă bani înapoi omului. Bani nu există. Nu știu, voie de casă, nu știu. Dacă el are voie de casă. Deci, dăm bani înapoi, dar îi trebuie în prima dată poștală. Aia, nu are așa poștală. Nu știu, noi îmi dăm bani înapoi. Dau și toți. Dă și primărie bani înapoi. Mai sunt obiecții lor la cuvânt pe baza acestui proiect? Eu vreau asta întrebă. Eu vă supun spre aprobarea acestui proiect. Iar se poate în discuțiile, eu dar n-am mai departe. Cine este pentru? În forma prezentată. Mergeți în continuare. E cineva care n-a ridicat până. Dar știi cineva? N-am lăbunit. Începem cu Patrica? Deci o abținere din urmă consilierului. Trecem la punctul 4 de ordinea de zi. De hotărâre privind aprobarea prețului de pornire pentru licitația de vânzare masele noastre conform APV numărul 1053 din 13 februarie 2018. Întocmit de ocolul Silvii Goitrus, direcția sindică Bacău. Tot domnul viceprimar a răspuns tot. Da, cu o mică precizare, înainte de... Regulamentul? Regulamentul. Mai că nu l-am da, așa este, nu este prins. Ulterior am aflat, nu aveam cum să mai revenim asupra convocării. Dar ați avut despre discuții. Ați avut, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea departamentului de valorificare a masei levase din fondul forestier, proprietate privată a numit Bogdăne. Propun la articolul 1. Aprobarea regulamentului de valorificare a masei nervoase din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Bogdănești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2. Actele de punere în valoare a masei nervoase întocmite până la data prezentului proiect de hotărâre rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii respectiv încheierii acestora. La articolul 4. După aprobarea hotărârii se va comunica de către secretarul comune domnul Dăncioiu Vasile, primarul comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, compartimentului achiziții publice și instituții prefectului, județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Avem raportul de avizare a comisiei numărul 3, avizul domnului Dăncioiu Vasile, expunerea de motive și modelul și conținutul cadru al anunțului privind organizarea licitației pentru vânzare de masă lemnată și licitație pentru vânzare de lemn fasonat. Da. Atât. Vă mulțumesc. Da, și noi vă mulțumesc. Raportul de avizare prezentat de Comisia Economică. Doamnelor și domnule consilier, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a avut favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Am scris la locul de acest. Dacă nu vă supun spre aprobarea acestui regulament, cine este pentru? Proiect
Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire pentru licitația de vânzare masă de plasă conform ABV-ului 1053 din 13 februarie 2018. Întocmit de omul Silvic, cu inclus direcția Silvică Bacău. Aveți cuvântul, domnule primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă de plasă ce se va exploata din fondul forestier cu proprietate privată a Comunului București, grad 2018. Propun, dați avut și pe Calamat, ați citit. Trecem la domnul. Articolul 1. Aprobarea listei partizelor din fondul forestier proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2018, care reprezintă anexa la prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2. Procedura de vânzare a masei nervoase de picior prevăzută în APV-ul 1053 este de licitație publică cu strigare de prezentație. Articolul 3. Prețul de pornire la licitație va fi de 107 lei pe metru cub. APB 1053. La articolul 4. După aprobarea hotărârii se va comunica de către secretarul comunei, domnul Cioi Vasile, primarul comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, compartimentul achiziții publice și instituții prefectului județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Avem lista de partizări pentru anul 2018. Raportul de avizare Comisia numărul 1. Avizul făcut de domnul secretar Mărcior. Expunerea de motive. Și referat. Domnul Răspuns. Comisia Economică. Aveți cuvântul pentru prezentarea raportului de rezultat. Domnul Ștobel Consilier, Comisia numărul 1 Economică, a spus acest proiect de hotărâre și a avut abordare. Vă mulțumesc. Domnul președinte, dacă permiteți, da, o precizare. Probabil că o parte dintre dumneavoastră se întreabă, domnule, de ce aprobăm noi acum prețul de pornire la licitație, doar pădure am avut și până acum, și când era. Prin direcția sindică, Bacău, când suprafața de pădure era administrată de către Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin, era contract de administrare. Acum, deci, care includea și paza și inclusiv administrarea pădurii, inclusiv vânzarea prin licitație publică și tot, deci ei organizau problemele astea. Acum, cu Ocolul Silvic Coitus, avem doar contract pentru baza pădurii, urmând ca tot ceea ce privește organizarea și vânzarea materialului de mos să fie aprobat și activitatea de administrare să fie desfășurată de către OAD Bogdănești. Deci de către noi. Implicit, serviciile cu privire la marcare, știu eu, toate serviciile care sunt așa, se urmează să fie plătite Ocolului Silvic. Domnul, dacă cineva de spus, dacă nu, vă supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la următorul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 44 din 18.10.2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. Aveți cuvântul. Așa cum am menționat și în ședința de luna trecută, având în vedere ce e întâmplat cu privire la indemnizația noastră de consilieri a regulamentului de funcționare și organizarea Consiliului Local, întrucât au existat de disensiuni cu privire la articolul 80, eu și câțiva consilieri am inițiat acest proiect de hotărâre. Nu atât în vederea beneficierii acestui procent 10%,
cât și în clarificarea juridică, pentru că noi, până în octombrie, când a fost, mergeam pe articolul 80 cu aceleași litere, aceleași cuvinte și aceeași interpretare, din ianuarie e altă interpretare, dar cuvintele și articolele sunt la fel. Pentru acesta am făcut acest proiect de hotărâre, cu mențiunea că la alineatul 2 nu s-a ajuns, în legea 153 se spune de 0 la 10%, nu este bătut în cui se poate dezbate în această ședință. Deci, văzând necesitatea modificării articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucănești, județul Bacău, numărul 44 din 18 a 2017, pentru o reactualizare a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Bucănești, propune articolul 1, modificarea articolului 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucănești, județul Bacău, numărul 44 din 18-2017, pentru reactualizarea regulamentului și așa. Punctul 1. Articolul 80 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local să se modifice și să aibă următorul conținut. Pentru participarea la lucrările Consiliului și ale Consiliului de Specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație maximă lunară. Punctul 2. Indemnizația maximă lunară pentru membrii Consiliului care participă la numărul maxim de ședințe ale Consiliului și ale Consiliului de Specialitate va fi în procent de până la 10% din indemnizația brută lunară a primarului. Punctul 3. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația potrivit articolul 2 este de o ședință de Consiliu și două ședințe de comisii de specialitate pe lună. Punctul 4. Plata indemnizației stabilite potrivit prevederea articolului alineatul 2 se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale Consiliului Local. Punctul 5. Consilierii au dreptul la decontare cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului în condițiile legii. Articolul 2. După aprobare primarul Comunei Bucănești, se va comunica primarul Comunei Bucănești și compartimentul financiar contabil care vor duce la îndeplinirea hotărârii. Articolul 3. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei Bucănești, domnul Cioi Vasile, compartimentul financiar contabil, primarul Comunei Bucănești și instituție prefectului. Inițiator, consilierul Vlad Constantin, grupul Octavian și formă pe noi. Comisia de specialitate din numărul 3, ședința de ieri, a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Da, cel mai mult domnul Silvia și comisii care ați inițiat acest proiect. Dacă sunt întrebări la cuvânt, o fi doamnă de la urmă. Nu mai aștept rândul, poate mai e cu urmă. Dacă sunt întrebări și mai aici am studiat domnul Vlad proiectul ăsta și am zis că nu cred că ar afecta pe nimeni creșterea sau micșorarea, poate să fie și 3%, și 5%, și 10%, dar să fim în legalitate, exact cum a spus și domnul Vlad, să fie să numai cât fim în ilegalitate ca până acum. Noi am votat regulamentul, dar nu și indemnizația. Cât? Păi, 3% din indemnizația primară. Asta e tot. Deci, eu propun 3% din indemnizația primară. Cât am dat? 3%. Da. Dacă pentru domnul consilier și doamne mai... Dacă nu, domnul primar, aveți... Da, recunosc că trebuie să facă reforț în direcție vreți. Când vreți 10%, dar am scris, ați solicitat 10%, nu vă mai susțineți. Vreți 3%? Vreți 10%, dar e corect. Nu trebuie să vorbim de amarca. Toate comunele în Bacău merg 10% și mai voi nu merge. Și dacă ne luați adresa la anumii cât ar vreți, știu că, dar nu vă ajuns până aici, dar e corect. Dacă cineva se poate merge fără 7.000 și așa. Pe la noi nu se poate merge. Dar eu propun ceva, nu va la mișto.
Domnul consilier, îmi pare rău, dar eu exprimare de tarat. Pe rău, dar așa este o întrebare. Înainte de a zile la ședință, dumneavoastră ne-ați curat, domnul Vărtul, succes. Nu-i la ieșor? Normal, pentru că chestia vrea să spune... Dar nici mea. E succes. Ce vorbim? Primării? Asta e important. Și copii. Dar eu zic că trebuie să-i comportăm normal. Nu a trecut tot. Fac apel la oamenii din zonă. Ați terminat? La DSD? Nu, poate. Nu pot să spun proiect. Poate să spun la primul. Dacă dăm proiect, te de acord? Da. Aici soare e un proces? Ne-a păstrat în locul. Dar cam, eu n-am fac locul. Bun, suntem consilier local. Atunci, dacă vine cineva dat o persoană străină cu o problemă, iar așa s-o lucrează. Da, domnul primar. Da, am încheiat. Ați terminat, domnul consilier? Da. Mulțumesc. Pur și simplu, e prea mult. Pentru că am făcut o analiză și la compartimentul contabilitate. Facem o estimare perioada aceea. Cam în jur de 3, maxim 4 ore pe lună, vă rețetă la activitatea. Da? 10% sau cât aveți acum, 5% din indemnitatea mea. Deci eu nu am salariul, domnul Gorcu, cu 500 bani. Da, de 7600 de bani. Am indemnitate. N-am stabilit de oameni. Stabilit în primul lege. Da, și primul lege. Eu sunt mulțumit. Da. Știți cât ar însemna la oră? Dacă am făcut un calcul. În jur de 1 milion de lei pe oră. Noi nu avem în fondul de salarii, nu avem bani ăștia. Dublarea de la 5% ar însemna cheltuielile numai pentru plata dumneavoastră aproape 1 miliard de lei. Între 900 și 1 miliard. Dar, pur și simplu, e prea mult. Nu vreau să lansez alte sintagme aici. Pur și simplu. De-aia, eu vă rog să vă gândiți bine înainte de a vota. Deci, vă rog, trebuie în calitate de președinte al organizației PSD, rog consilierul PSD să nu voteze proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Da. Aș mai avea de o completare. Hai să vă ducem lumea și publicul care vede în televizor. Înainte era 5% pe fiecare ședință din administrația. Și acum este, deci ar fi 10% pentru numărul maxim de ședințe. Dacă împărțim numărul maxim de ședințe, de la 10% la 3 ședințe, da? Vedem că suntem pe ședință undeva la 3%, nu la 5%. Dacă stă în jurul tehnologic, sunt mai demat. Deci nu s-o spune că nu de la 5 la 3. Problema este că această interpretare, deci noi aveam 5% de fiecare ședință, că acum avem 5% pentru toate 3%. Da, e corect. Atât am. Da. Dar de principiul ăla, de domnul ăla, eu am mai pus o întrebare la credința anterioară. Acum mai folosim un lucru care să mai comentez. Atunci am întrebat pentru ce veniți aici, pentru onoare sau pentru bani. Acum vă întreb dacă nu aveți sentimentul de jen pentru propunerea. Nu am niciodată. Nu am niciodată. De bata aveți. E care are banii care ai luat indemnizația. Da, domnilor și doamnelor consilieri, vă supun spre aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru, în forma prezentată. Vă mulțumesc. Cine se abține? Toți PSD-ul. Cine este împotrivă? Doamna Verica, ați reușit să... Deci trei voturi pe domnul. Deci inițiatorii au votat pentru și... Eu vă mulțumesc că înțeleg de regimă locării. Încerc spus dacă ne-am apărat așa cum am crezut eu punctul de vedere și... Asta e, contează că mai votat la urmă, dar... Din avem bani, pentru valorare. Asta e.
Deci acest proiect de hotărâre a fost respins. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizarea Bacău a orașului Comănești. Inițiator, domnul viceprimar. Da. Și acest proiect ați avut la MAP. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizarea Bacău a orașului Comănești. Propun la articolul 8 să se aprobe excluderea din asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, orașului Comănești. Articolul 2. Să se aprobe analiza și calculele consecințele economice financiare ale excluderii prevăzute la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației excluse. La articolul 3. Să se aprobe modificarea actului constitutiv și statutul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, corespunzător prevederilor articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 4. Să se împuternicească domnul Grigore Gheorghe, viceprimar, având calitate de reprezentant al Comunei București, județul Bacău, în adunarea generală a asociației și intercomunitare pentru salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1, articolul 2 și articolul 3 din prezentul proiect de hotărâre și adunarea generală a asociației. Articolul 5. Să se împuternicească președintele asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pentru ca în numele și pentru județul Bacău să se semneze actele adicționale privind modificarea actului constitutiv și a statutului asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Articolul 6. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul Comunei, domnul Gheorghe Vasile, primarul Comunei Bogdănești, asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, instituție prefectului, județul Bacău, să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem raportul adresat de Comisia numărul 3, avizul de legătură ca domnul secretar Gheorghe Vasile. Și spunerea de vă mulțumesc. Da, să vă mulțumesc. Comisia juridică, spuneți cuvântul pentru prezentarea raportului de avizare. Da. Comisia juridică a avizat favorabil acest. Da, vă mulțumim. Luăm la cuvânt, dacă sunt. Dacă nu, vă supun spre aprobare ce se trebuie hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 7 din ordine de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești, județul Bacău, pentru trimestrul 1-2018. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, la cuvânt. La primul articol, propun aprobarea rectificării bugetului local de 2018 la secțiunea de dezvoltare cu suma de 13.360.000 de lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe. Se face parte integrantă din prezenta hotărâre din articolul al doilea, după aprobarea hotărârii urmează să fie produsă în întreprinderea de către doamna Cuteanu Romina Consiliului, la gradul de specialitate al primarului Comunei Bucănești, articolul al treilea. După aprobare, secretarul Comunei Domnului Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bucănești, compartimentul de finanțare, contabilitate și instituție prefectul județul Bacău. Din discuțiile anterioare, înțeles că această sumă provine din contractul de finanțare semnat cu Ministerul Dezvoltării și vizează cel mai important proiect pe care îl avem în derulare, va fi cale lungă până la finalizare. Se vorba de proiectul de apă și canalizare. Pe partea care îmi revine. Am explicat cu altă ocazie, în expunerea normativului, ce înseamnă rectificarea publice. Condiția principală este să se respecte echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. Este o sumă foarte mare pentru bugetul local. Înseamnă o
638 de lei. Atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuie. Atât. Mulțumesc. Și noi vă mulțumesc. Comisia de specialitate? Raportul de avizare. Comisia numărul 1 de economică a adăugat acest proiect de hotărâre favorabil. Vă mulțumesc. Asta e raportul. Doamna contabilă, nimic? Dacă nu vă supun spre aprobarea acestui proiect de hotărâre, cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții a UAT Bocănești sub totul Bacu pentru anul 2018. Domnul primar, dacă spun. Completarea, totuși, am avut puterea care se discute. Face legătură de ce modificare. Ceva care a fost în așelivă. Să dau citire proiectului. La primul articol propun completarea listei de investiții a UAT Bocănești sub totul Bacu pentru anul 2018. Cu de realizare de apă potabilă și canalizare țată de Filipești și Bogdănești, Comuna Bogdănești, de sub acolo. În sumă de 13.360.000 lei, conform listei obiectivelor de investiție pe anul 2018, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al Comunei Bogdănești. Articolul al doilea. După aprobare primarul comunei și doamna Răzbuteanu Romelea, consiliere în aparatul de specialitate al primarului comunei, vor duce la deprimele hotărârea. Al treilea. După aprobare, secretarul comunei Domnului Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești cu departamentul de finanțare, contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Raportul de avizare Comisiei Economice? Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 economică a adoptat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil la acest proiect. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Este raportul de avizare. Dacă nu vă supun spre aprobare proiectul, cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din aparatul de specialitate al privatului Comunei Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul. Acum, fără legislație sectoriale, care vizează administrația publică și în mod logic, după aprobarea bugetului, suntem în situație să aprobăm organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate care îl coordonez. Am găsit ca definiții ce înseamnă organigramul și statul de funcții. Poate înseamnă și o hârtie scrisă. Dar am zis că o sintagmă mai aproape de realitate, să spunem oportunitatea, ar fi o construcție teoretică care vizează coordonarea și organizarea resurselor umane în primăria Bogdănești. Dincolo de resursele financiare care sunt subiect de discută și organigramul poate fi un subiect de discută, dar obligă la o altă manieră de abordare. Nu este o modificare de esență, ar fi mai degrabă o relocare. Cei care lucrează sunt în subordinea Consiliului Local să se regăsească și în organigram, în construcția organigramei, acolo unde este locul cu adevărat. Avem o dimensionare a organigramei nu neapărat multe față, poate avea multiple semnificații. Zice, mai degrabă în concordanță cu resurse financiare și mai degrabă cu maniera
iar de utilizarea banului public, unul din principiile utilizării banului public este și economicitatea. Ar trebui să am atenția poate tuturor din țara, împreună de celor care gestionează fonduri publice foarte mari. Am văzut să-mi pierdă 23 organigramă. Indicare doar 21 bani. Sunt două posturi vacante. A, discuția ar putea... discuția ar putea continua. De exemplu, noi avem un contract de muncă cu asistente personale. Totuși, ei nu figurează în organigramă. Asistență personală pentru persoane cu handicap, care sunt contractate cu asistență personală pentru persoane cu handicap, care sunt contractate cu asistență personală. Sanitate veterinară și pentru siguranța
Deci asta ar fi adresa care a fost la mapă. Da, cu privire la tipa aviară, se pare că sunt îmbolnăvire din cauza păsărilor sălbatice. Astăzi s-a mai primit o adresă de, de la Consiliul Județean Bacău, referitor la o ordonanță de urgență care a fost aprobată de curând. O face cunoscut că numărul oficial, numărul 977/2018, a fost publicată ordonanța de urgență numărul 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea articolului 63 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, prin care unitățile administrative teritoriale pot solicita în anul 2018 contractarea de împrumuturi din venituri de, din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 lei pentru perioada 2018-2019. Tragerea împrumuturilor autorizate va face integral în anul 2019, în limita sumelor aprobate cu colegii, ca plafoane de contractare și de trageri pentru fiecare dintre anii 2018-2019. Împrumuturile se contractează de unitățile administrative teritoriale pentru asigurarea finanțării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate în condițiile stipulate de lege. Și anexează alături la OUG-ul numărul 11 și aici aș putea să vă spun sumele din OUG, sumele acordate din titlul de împrumut din veniturile de privatizare pot fi utilizate pentru finanțarea de investiții publice în următoare domenii. Sănătate, educație, apă, canalizare, energie termică, electrică, lumina publică, transport, salubrizare, cultură, sport și tineret, locuințe. Nu știu dacă se vrea să impune să, domnul primar, o să spun un punct de vedere cu privire la această adresă. Nu știu dacă se impune la nivelul AT Bogdănești să... Deci, nu. Dar eu am prezentat. Vis-a-vis de sesizarea lui doamna Roșniță. Nu știu dacă mai este cazul să o mai prezint. Doamna Roșniță a fost în ședința anterioară și a prezentat toate punctele care sunt... Dumneavoastră ați văzut și numai că, vis-a-vis de această sesizare, exact cum am discutat și cu domnul consilier Vlad, înainte de ședință, ar trebui făcut un răspuns scris vis-a-vis, cu toate că domnul primar are aici un dosar întreg cu sesizările lui doamna Roșniță vis-a-vis de problemele ridicate. Și domnul. Dar mai am eu o... Aici am văzut ce scrie.
Dar un bătrân de 82 de ani, caz concret, în Cozănești, să meargă 500 de metri cu gunoiul după el, să întoarcă și înapoi. Este corect? De legea spune, asta spune legea. Legea, da. Dar când s-a făcut contractul, trebuia cei ce nu beneficiază de acel serviciu, de ce să plătească taxă? Deci un bătrân de 80 de ani și Cozănești viitor, a făcut, plătesc niște taxe care ei nu beneficiază. Le-au pus în marginea apei acolo, în o cuvelă de... Are contract de 1800 de litri. Și de câte ori se ridică, domnul Vici? Eu merg pe fiecare luni, vineri, scuzați, și am să văd cât nu este. Da, da. Din, în cauza că Cozănești nu aduce nimeni. Nu vorbesc de cazul doamnă noștri, și aici poate spun, da? Ulița este asfaltată, mașina se poate deplasa cu spatele lui. Așa se poate duce pe rapid. Mașini, în general, așa și mai e o problemă. Eu, ca poștaș, merg până în vârful dealului ca să am contractul de muncă, trebuie să mă duc. El, ca angajat, Rompres, ar trebui să ne duc și eu. De-aia e asta. Dar el duce în mare mașină de 22 ani. Problema este că domnul Obiș. Asta e clar? Nu, de fapt. Cum mașina se poate duce pe alte străzi mașina din gunoi și la toată acolo, la cap, nu se poate. O mașină de balanță se poate duce până în cap acolo. Dar la gunoi nu se poate. Și acolo? Acolo, pe o stradă, cu șofer care e un gunoi de șofer, poate făcut pe alte până la gunoi. Azi încheiem cu treaba aia. Te-am bate jos de femeia asta. A semnat? Da. În legătură, am luat legătura cu cei la Rompres și mi-au spus în felul următor. Mașinile merg cu fața. Ei au angajat șoferi care merg mașinile cu fața. Nu merg un kilometru sau centru de nivel cu spate. Nu, dar trebuie să vedem. Eu nu am să vă să termine. Iar în legătură cu doar un poștaș, dați să duceți o bicicletă și o plic până acum. O mașină de 22 de ani. Dar o mașină de 82 de ani. Cu asta duc 10 kg de pâine. Legea? Ce spune legea? Ce spune 40 de lei? Ce spune legea? Eu nu consider că este corect aici. Da. Deci, pentru că acei oameni din Cozănești care plătesc, degeau. La domnul ai putin bani. Mai sunt solicitări la adresare de domnul secretar? Nu, nu sunt. Mai ai domnul consilier. Aș vrea să întreb doamna care a fost verbal acolo. Ați considerat, nu? Deci au fost 3 voturi pentru, 7 abțineri, 10 voturi, da? Bun. Asta vreau să spui consemnat în loc. Pentru că domnul secretar a zis că hotărârea nu a trecut. Să ne uităm în legea 215, să vedem cum îi contabilizăm abținerii în lege. Spune așa. Voturi pentru un proiect de hotărâre sunt pentru, împotrivă și abținerii. Voturile de abținere se contabilizează la cele mai multe. Cele mai multe care sunt? 3. Pentru. Când pot ei vina fără niciunul, fără seama. Să vedem unii cu contabilizat. Deci trebuie să studiem legea. Da, dar trebuie să studiem legea și vis-a-vis de articolul 45, unde spune că hotărârile Consiliului Local se adoptă cu majoritate de voturi, da? Eu am spus să studiem. Eu am citit acum din memorie, ca de 25. Da, da. De asta, deci... Asta înseamnă să definim din teama de majoritate. Da, da. Pentru că... Domnul Blas se referă la majoritatea voturilor, se referă la majoritatea consilierilor în punctul. Da, da. Deci, nu, nu, așa trebuie... Așa trebuie. Trebuie, trebuie să vă raportați la majoritatea consilierilor în punctul. Eu am spus, o să studiem legea. Păi, clar. Da. Eu mai am un comentariu, dacă... Ok, doamnă, acum că suntem în preoare. Unde, da, eu mă așteptam să se consulte Consiliul Local. Este o sesizare adresată Consiliului Local, în care noi suntem acuzați de... de hărțuire. Asta ne-am gândit de cineva de Bogdăre, dar are, este implicat într-un proces de hărțuire. Noi continuăm pe această temă. Apoi am constatat naivitatea unor consilieri care au uitat că și ei au votat la adoptarea taxei speciale și nu cunosc legea. Fac comentarii fără să cunoască legea. M-aș la domnul viceprimar să le explice
că în mod expres pe reglementările de mediu, mașinile de culori nu are voie să traverseze în curtea domnilor consilieri, cum era hotărât. Apoi o altă naivitate care conduce la un fel de agresiune împotriva viceprimarului și campania electorală, cum să spun eu, în demnitoriu. Cei neputincioși mai au aparținători. Au așa mai departe. Păi, cum să spun eu, asta e viața, asta e vechea, asta mai departe. O să oblig o mașină să treacă, pentru că nu va trece niciodată un curs de apă. Nu are voie. Și nu suntem obligați persoana respectivă să plătească. Nu? Domnul... Deci, eu așa consider, că ăla nu obligăm, dar pe persoana aia... Prin adoptarea legii i-am obligat pe toți, domnul... Da, deci, o să fie primar să nu-i oblig pe cei ca să plătească taxe. Dar ce te fac că suntem cotănești oameni mai voiniți ca mine? Iau bani de la... Eu nu dau nume, dar discut prin TV. Iau bani de la Consiliul Local, nici ori am văzut cu noi, până la locul destinat, stabilit în condiții legale. Mă așteptam să veniți cu altceva pe piața campaniei electorale. Nu fac campanie electorală, nu suntem... Domnul consiliere, un om care ocupă o funcție de demnitate publică face campanie tot mandatul. Așa trebuie pus în problema. Eu îmi fac campanie un mandat întreg pentru alegerile următoare, cu tot ce fac în fiecare zi, cu unii sau mai puțin buni. Ăștia suntem. E mai bine să punem lucrurile pe nume și să ne comportăm ca tare. Eficiența și demnitatea pot convinge, mai ales demnitatea. Atât, mulțumesc. Da, și noi vă mulțumim, domnul primar, doamnelor și domnilor consilieri.